Dezvoltarea orașului Sein va continua în forță și anul acesta, iar conducerea primăriei are în vedere mai multe investiții pe fonduri europene. În acest sens, angajații instituției pregătesc deja proiectele pentru a avea șanse cât mai mari de a obține finanțarea necesară. În 2022 avem... pregătim un portofoliu de proiecte destul de consistent. Este foarte important să pregătim din timp proiectele. Am înțeles că în luna martie se vor deschide spre consultare ghidurile. Noi suntem pregătiți pentru că vrem să avem proiecte mature, respectiv la nivel de proiect tehnic, deoarece acestea se notează și vrem să intrăm în competiție pregătiți. Cu ajutorul fondurilor europene se dorește crearea unui muzeu al evreilor din Transilvania la sinagoga din Sein, dar și digitalizarea primăriei și a unităților de învățământ. De asemenea, autoritățile locale intenționează să extindă transportul ecologic și în satele aparținătoare orașului. Vrem de asemenea să facem digitalizare atât în sistemul de învățământ cât și în administrația publică locală și această clădire a primăriei, care este monument de clasă B, să o facem eficientă din punct de vedere energetic, tot printr-un proiect european. De asemenea, în orașul Sein mai avem câteva blocuri pe care vrem să le facem și pe ele eficiente energetic. Prin izolația acestora, așteptăm ca asociațiile de locatari să se întrunească și să ne aducă documentele necesare ca să putem porni proiectele. Anul acesta, conducerea primăriei intenționează să crească și capacitatea transportului nemotorizat în Sein. Un alt proiect se referă la amenajarea spațiului urban pentru a oferi o nouă față orașului.